Cu siguranță că de numele Domnului Isus, Hristos se leagă totul în viața noastră, pentru că în numele Domnului Isus avem totul și pe deplin. Avem iertare de păcate, avem vindecare sufletească, vindecare trupească, avem fericire. Într-o lume nefericită și neîmplinită, Hristos ne dă la toți fericirea. Slăvit să fie numele Lui. Și în final, El ne dă viață veșnică, pentru că cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viață lăudată să fie numele Lui. Vreau ca să citesc un cuvânt acum, pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru seara aceasta, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 37 și până la versetul 47. Pagina Scripturii este 1057. Vă invit să vă ridicați în picioare, să dăm respect și multă cinste cuvântului Sfânt și cu toată atenția, cu toată bucuria să îl putem asculta împreună cu toții. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trepunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propăvăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți, spunem cu toată adunarea, amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Frați și surori, prin îndurarea și binecuvântarea Domnului, în această seară de luni suntem împreună la părtășie sfânt în casa Domnului și e o fericire și o binecuvântare pentru noi să putem să fim în locul acesta unde putem să chemăm numele Domnului și, cum spuneau fiii lui Core, să lăudăm numele Domnului, pentru că ferice de cei care sunt în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. De asemenea, suntem în locul acesta pentru că dorim să învățăm de la Domnul Isus Hristos, de la Cel care este blând și smerit cu inima și acolo unde în viața noastră de credință, în viața noastră spirituală, mai avem încă minusuri, să putem să ne însușim în această seară învățătura de care avem nevoie pentru ca prin ea să putem să creștem spre mântuire. Și spun din toată inima, Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la aceasta. Amin. Am decis să citesc cuvântul acesta, pentru că vreau în această seară să vorbesc despre adevărata pocăință. Am cântat și ne-am exprimat dorința ca într-o bună zi să ajungem în cer, Chiar și ultima cântare spunea uh, într-un mod uh, foarte, foarte ferm faptul că doar Isus ne dă viață veșnică, doar El poate să ne mântuiască, însă ca să putem să ajungem acolo unde ne-am pornit, va trebui ca să ne pocăim. Vedeți, uh, când vorbim despre pocăință, noi avem o grămadă de idei. Eu pot să vin să spun la Suceava că așa înțelegem noi că înseamnă pocăință. Dacă vin frații din vestul țării, de la Timișoara sau de la Rați, spun, nu, noi cam așa am prins, cam așa uh, am înțeles noi pocăința. Pot să vină cei din sud-estul țării, din Dobrogea sau de la Galați, să spună, ba nu, n-aveți dreptate nici voi nici ceilalți, cam așa ar trebui să trăim pocăință. Da? Noi împreună cu toții va trebui ca să ne conformăm uh, cuvântului Sfânt. Amin? Este important. Trebuie într-o vreme în care sunt în, uh, în adunări o grămadă de încredințări. O grămadă de încredințări. Uh, și ascultați-mă bine, nu toate sunt bune. De asta noi trebuie ca să ne ghidăm viața după ce este scris să împlinim ce este scris și să nu trecem peste ce este scris. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Modelul pocăinței e biserica primară. Pentru că biserica primară, nu? cei din tâi creștini, au reușit să schimbe fața lumii. A fost o biserică de referință pentru cât va ține lumea asta, și tocmai de aceea o să ne uităm în cuvântul ăsta, pentru că pocăință înseamnă foarte multe lucruri. Dar vrem să ne uităm în textul acesta la ceea ce au făcut ei. Pentru că, uitați-vă, spune cuvântul după ce Petru a predicat și au înțeles gravitatea situației în care se aflau, au pus această întrebare, fraților, ce trebuie să facem, că suntem vinovați. Petru le-a spus foarte ferm să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care l-ați răstignit voi, voi l-ați omorât. Dar El a înviat a treia zi, Dumnezeu l-a înviat și este viu în vecii vecelor. Când au realizat ce au făcut, că sunt părtași, că sunt vinovați, ei au rămas trăpunși în inimă, spune aici cuvântul, și au pus întrebarea asta. Ce trebuie ca să facem? Și răspunsul a fost acesta. Petru le spune foarte clar, pocăiți-vă. Și oamenii aceia s-au pocăit. Doresc din toată inima și noi care suntem în seara aceasta aici, să ne pocăim s-ar putea să avem păreri despre noi să spunem eu am vreo 30 de ani de pocăință. Adică pentru mine cuvântul ăsta nu-i valabil. Eu vreau să vă spun că acest cuvânt e valabil pentru mine și valabil pentru toți care suntem aici. În primul rând, pocăința adevărată ce vedem la Biserica Primară, la cei din tâi creștini. De aici pornește totul. Oamenii aceștia au fost oameni care au fost sădiți în casa lui Dumnezeu. De aici începe pocăința și versetul pe care vreau să recitez, versetul 46, spune așa. Toți împreună, nu spune că 10% sau 75%, cuvântul este foarte explicit. Toți împreună, erau nelipsiți de la templu, sau dacă vreți, de la casa Domnului, atenție, în fiecare zi. Și lui Core spuneau cât de plăcute sunt locașurile tale, cât de, cât de, de plăcut în casa lui. Dumnezeu. Știți ce am văzut la ora actuală, pe unde mă duc? Am bate vântul în adunări. Pentru că se pare că foarte mulți n-au ajuns până la acest stadiu să fie sădiți în casa lui, Dumnezeu să aibă rădăcini acolo, să-și înfingă rădăcinile în casa lui Dumnezeu. Psalmul 92, spune David în versetul 13, cei sădiți unde? În casa Domnului, sunt plini de suc și verzi. Ei aduc roade și la bătrânețe. E foarte important unde suntem sădiți. Eu am auzit ideea asta care se vehiculează și se spune, domnule, poți să fii pocăit și dacă nu te duci la adunare. Eu vă întreb, până ați venit în seara asta, câte versete ați citit din Biblia azi? Câte cântări de laud ați cântat? Când seara asta am cântat câteva. Câte rugăciuni am făcut? Pentru că trăim într-o vreme a alergării, trăim într-o vreme în care gonim de dimineață și până seara. M-am uitat în viața celor care nu vin la casa Domnului, pentru că sunt unii care spun pentru mine dacă vin, Odată pe săptămână, de regulă, vin duminica după amiaza, că dimineața dorm. După o săptămână de muncă asiduă, dimineața sunt refacere. Și vin după amiază. Alții spun, domnule, nu, eu vin odată, am întrebi și idee de astea, odată la trei luni ca să respect statutul, să nu fiu exclus. Dar sunt și oameni de ăștia. Știți ce am văzut în viața lor? Oamenii ăștia sunt uscați, sau usucă. Pentru că locul ăsta unde noi ne strângem e un loc în care se prezintă Dumnezeu? Dumnezeu e prezent aici. Nu asta e o formulă că o spunem noi când avem ce să spunem. Când venim aici să ne încurajăm. Nu. Dumnezeu este aici. Noi nu mai putem să spunem ca Iacov la Betel altădată Dumnezeu e aici și, noi, și eu n-am știut. Noi știm. Noi știm lucrul ăsta. Știm de, de când am întors la Dumnezeu. Aici este prezent Dumnezeu și luni -seara, și marți -seara, și joi seara, și ori de câte ori ne adunăm, pentru că aceasta este casa a lui Dumnezeu. Aici este casa Domnului, aici este poarta cerurilor. uda să fie Domnul. Un păstor într-o biserică avea un, un enoriaș sau un membru, cum vreți ca să-i spunem, care nu venise la adunare de câteva săptămâni de zile. Că o mers tot pe ideea asta că el se poate pocăi acasă. La ce să mă duc eu, domnule? Că aceleași cântări să cântă, uh, cam aceeași frați dau îndemnuri, aceleași predici seci și uscate, sătul de ele. Spunea cineva, eu pornesc internetul, vreau să ascult pe Lazar Gog, l ascult pe Lazar Gog, vreau să-l ascult pe Mițoi din America, pe el ascult. Vreau să-mi cânte pui Chibi sau Speranța, îmi cânt, am program acasă. Sunt idei de astea. Și când a mers păstorul, nu a spus nimic, a, niciun cuvânt. O a intrat în casă că era ușa deschisă, ăsta stătea pe fotoliu cu telecomanda în mână, televizorul deschis, se uita la, la televizor, ardea focul, era iarnă și aprins, și o plecat cu cleștere și-a luat un, un cărbudi de acolo, o bucată de lemn de acolo din foc și l-a pus pe tavă. L-a lăsat câteva zeci de secunde, la început, ăla, când l-au scos din foc, era cărbunile foarte roșu, așa, foarte incins. Dar la câteva secunde au început ca să se închidă, să devină negru. O scos după aia un fum, așa, o s ridicat un fum și apoi nici fum nu mai scos, s-a stins de tot. O lua din nou acel cărbune și l-a pus în foc. Și cărbunile acelea, din nou s o reaprins o închis ușa și o plecat. Duminică dimineața o venit în ureașul la adunare. Și o venit la păstor și o Să, frate păstor, îți mulțumesc pentru că ai predicat cea mai, mai, mai grozavă predică pe care am auzit-o și am văzut-o în viața mea. Din momentul acela a fost vindecat și a venit la casa lui Dumnezeu. Biserica primară, așa înțeles pocăința spune Scriptura că toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Trăim vremea asta în care se fac apeluri disperate ca frații să vină la adunare. Știu că eram la o căsătorie undeva în Bucovina și la o biserică destul de mare, peste o de membri, s-a ridicat păstorul la final în picioare și numai că nu s-a pus în genunchi. Și o sus fraților, joi, vine un frate păstor din Italia, trece pe la noi, o să avem musafiri. Vă rog frumos, haidați la adunare să nu fie biserica asta goală, așa, scaunele goale. Vă rog frumos, ca să ieși în bine. Atât s-a rugat, eu m-am uitat așa la ceas, vreun sfert de oră. O atins scotele penibilului. Chiar așa am ajuns să-i rugăm pe frați, pe creștinii din secolul 21 să vină la adunare? Mergem oriunde. Dacă cumva se depășește slujba, sunt o grămadă cu 5 minute, foarte supărați. Dar când se duc pe la shopping, pe la mall, nu se grăbește nimeni. Pentru că acolo este timp și ne facem timp. Dacă vrem ca să ajungem în cer, trebuie să trăim pocăința adevărată. Și pocăința adevărată, conform acestui cuvânt, unde Scriptura ne vorbește despre Biserica Primară, oamenii aceștia au pus preț pe casa lui Dumnezeu. Erau sădiți în casa Domnului și plini de viață, și plini de suc și vers. Mă rog din toată inima în vremea asta și pe noi, Dumnezeu, să ne ajute ca să iubim casa Domnului. Am plecat în, în Anglia, într-o biserică în Londra și m-am mirat vineri seara. Era biserica arhiplină. M-am mirat când am văzut biserica arhiplină. Nu mai era un scaun liber. Să știți că în Londra e mult mai greu ca în Austria. Gândiți-vă că Londra cu tot cu periferie are vreo 14 milioane, 15 de locuitori. Eu am lucrat acolo o perioadă, dimineața, ca să mergi la muncă, faci cam două ori în trafic. Adică stai bar în bar, așa, ca să ajungi la muncă. Seara încă două, patru ori pe zile pierzi în trafic. Cam așa se muncește acolo. Aglomerație prin case, câte trei familii, rând la bai, rând la bucătării, cam așa se trăiește în Londra. Așa că vă puteți considera tare binecuvântați aici în Austria, în comparație cu ei. Și nu e ușor să vii la adunare. Era biserica arhipridă și am întrebat pe păstor, frate Daniel, dar cum de vinere seara, după o săptămână de muncă, au venit frații în, 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 numărul ăsta la casa Domnului. Și frate Ionică, avem trei surori tinere bolnavi de cancer. Una de 20 ceva de ani, alta de 30 ceva de ani, alta de 40 de ani. Și -o zice, de când s-a întâmplat asta, așa e la fiecare slujbă. Zice, biserica este arhi plină. Pentru că unii așa așteaptă ca să vină un diagnostic, ca să vină la casa Domnului, ca să se întâmple ceva. Să vină un moment de constrângere, de forțare. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu libertate. Putem să fim, să ne adunăm ori de câte ori. Haideți ca să punem preț pe casa lui Dumnezeu și să o iubim. Spune David într-un psalm, psalmul 27, cred cu versetul 4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, spunea el. Aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa Domnului, să mă minunez de frumusețea templului său cel sfânt. Nu există loc mai frumos, nu există loc mai plăcut decât aici, în casa lui Dumnezeu. Fratele Aurel nu a citit. Dar spuneau fiii lui Core, undeva mai jos, în Psalmul 84, zice, spuneau ei, o zi în curțele Domnului fac mai mult decât. Nu e în altă parte. dumneavoastră credeți că fiecare ceas, fiecare zi pe care o petrecem în casa Domnului, Dumnezeu notează? Da, 100%. Am auzit o grămadă de oameni care spuneau, domnule, mai trebuia nu știu câte săptămâni să ies la pensie. Zice, nu am zile suficiente. Eu sunt convins că Dumnezeu e atent și la detaliul ăsta. Cum Hristos a fost atent și e atent și acum cât dăm la colectă, nu? Când aruncau toți acolo în viserie și-a venit văduva aceea și-a aruncat doi bănuți, chiar dacă noi el așa mai îngrămădim în mână, mai bătucim acolo câte 5 euro sau cât așa și îi strângem, îi gătuim și îi punem, el tot vede. Nu văd frații. Dar Hristos tot vede. Și tot ceea ce facem pentru el, Dumnezeu știți ce face? Notează. Și într-o bună zi, când o să stăm față în față cu el, o să ne întâlnim cu ceea ce am făcut pentru el. Amin? Ca atare fiecare ceas, fiecare zi pe care o petrecem aici, Dumnezeu o notează în cerurile prea -nalte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să iubim în vremea asta casa Domnului. Când mulți iubesc alte lucruri, când mulți aleargă după alte locuri unde să se simtă bine, poate să se relaxeze, trupește, iubesc concediile și vacanțele la schi și nu știu pe la ce băi, noi suntem chemați în vremea asta ca să iubim casa lui Dumnezeu și să fim sădiți în casa Domnului ca și biserica primară. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne întărească pe toți. Amin? Un al doilea gând pe care l-am văzut în textul acesta și face parte din, din pocăința asta pe care au trăit-o cei din tâi creștini. E faptul că ei au făcut o prioritate a vieților lucrurile duhovnicești în detrimentul celorlalte materiale. Îți spune așa Scriptura, vreau să citesc de la versetul 44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Și mai spune aici un verset, versetul 42, ei stăruiau, atenție, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în... Voi vă imaginați că oamenii ăștia au devenit o minune pentru lumea de atunci? Pentru că între ei și lume era o diferență colosală. Spunea un mare om al lui Dumnezeu, ce marea problemă a bisericilor evanghelice de astăzi, din secolul 21 este următoarea. În biserică e prea multă lume și în lume este prea puțină biserică. Adică între ei și între lume erau o diferență. Toți oamenii aceștia erau egali. Se împărțea după nevoile fiecăruia dintre ei. S-au separat de toate lucrurile astea. Și, dacă vreți, s-au separat de lucrurile astea pământești, materiale. Și au fost implicați, conectați 100% pentru lucrurile duovnicești, spirituale. Și tocmai de aceea au avut rezultate extraordinare și deosebite. Trăim într-o vreme în care, din păcate, cei mai mulți dintre noi alergăm după lucrurile care? Materiale. Deși spunea Domnul Iisus Hristos, căutați mai întâi împărăția care? Cerurilor. Știți că atunci când Domnul Iisus a fost anchetat și judecat de Pilat, Pilat i-a pus o întrebare, o zis, uite, te acuză ăștia că te-ai făcut împărat. Adică vreau să te întreb, să te confrunt, tu ești împărat? Tu ai o împărăție? Și a spus Domnul Iisus, da, sunt împărat, dar împărăția mea nu e din lumea asta. Adică, Pilat, tu să stai liniștit. Eu n-am venit să-ți iau trodul. Împărăția mea nu e de aici. Împărăția mea este dintr-o altă sferă. Care este împărăția noastră? Pentru că unde este împărăția și comoara noastră, acolo ne este și inima fraților. În Suceava la noi s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit un frate comisar de poliție, șef logistică pe Suceava. Om mare, om cu facultate, cu școli, cu ani grei de, de, de muncă. Dumnezeu l-a cercetat, sigur, s-a rugat mama lui pentru el foarte mult timp, Însă soția lui și copiii nu s-au întors la Dumnezeu. Și la o căsătorie a fost el invitat, a mers în sa, și nevastă, s-a vreo cinci frați, s-au apropiat de el la masă. Și a fost un moment așa de deschidere și a spus, Doamnă, Dumneata, de ce nu te pocăiești? Ce mai aștepți? Dacă soțul dumitale, om cu atâta școală, om cu capacitate, comisar, ea era angajată la primăria Sucevei. Adică nu, nu i-a spus o beată funcționară cu așa, ce mai aștepți? Cam așa o sunat. Nu i a spus-o în cuvinte, dar așa i-o dat înțeles. De ce nu te pocăiești? Ce mai aștepți? Și doamna a spus, uh, eu nu îndrăzneam să vă spun nimic, dar pentru că voi m-ați provocat, o să vă spun. Știți de ce nu mă pocăiesc? Pentru că văd la voi un foarte mare contrast între ceea ce predicați la biserică și între ceea ce trăiți afară. Voi predicați că țara voastră e sus, pregătită de Isus, că casa voastră e sus. Dar faceți pe pământ niște case ca și castelele. Zicea doamna, eu am un apartament cu două camere de pe timpul lui Ceaușescu aceleași uși din anii 70. Zice, aveți mașini de zeci de mii de euro? Stau una lângă alta? Eu am un Logan cumpărat din Germania la mâna a doua second hand cu 3000 de euro. Și -o mai da doamna câteva detalii acolo și la toți cinci bărbații le o cam închis gura. Pentru că o ea, de asta nu mă pocăiesc. Pentru că am văzut la voi un contrast mare între ceea ce predicați și între ceea ce trăiți. Trăim într-o vreme în care ne cam atrage lumea asta cu lucrurile ei. Și toată energia noastră și de multe ori tot timpul nostru îl consumăm pentru ce? Pentru lucrurile astea. Pentru că spune Apostolul Pavel lui Timotei și nouă, dacă aveți dar ce să mâncați și cu ce să vă îmbrăcați. Mulțumiți-vă! Eu vreau să întreb încă o dată în seara asta. Avem ce să mâncăm? Avem cu ce să ne îmbrăcăm? Lăudați să fie Domnul! Belșug, nu? Mai ales cei care sunteți mai în vârstă, acum trecut de 40 de ani, 50 de ani, Belșug ca acum nu a fost niciodată. Eu le mai povestesc la copiii mei despre vremurile când am trăit pe timpul lui Ceaușescu într-o Sărăcii așa, destul de, de pregnantă, de, de lucii, ca să zic. Și le explicam cum mâncam o singură portocală pe an. O așteptam, stăteam la rând acolo un frig, minus 25 de grade cât erau, ca să-mi dea punga aia de hârtie cu o ciocolățică mică, că alea mari erau scumpe, nu să dau, de alea așa micuță și o, o portocală. Și veneam acasă și o puneam și mă uitam la ea câte un ceas. O miroseam, o învârteam nu drăzneam să o desfac, știam că un an nu mai văd. Și cu greu când o desfăceai, așa o mâncai câte o feliuță, așa frumos, ca să nu termin toată repede. Uneori trebuia să o împărțești în doi, în trei. Când găteai fructul, miezul, treceai la corj. Numai că mama spunea, zice, nu, nu, interdicție, ia să le dăm prin rezătoare și facem, un umplutură la cozonac. Sau dacă nu le punem și facem ceai din coș, că nu erau injectate, ca acum. Le spun așa la copii, să uită, au impresia că li spun lucruri de astea incredibile, imposibile. Nu, sunt lucruri care s-au întâmplat în urmă cu 30 ceva de ani. Și ce-o mai fost, sau ce-o fost, poate să mai fie. Nu știm ce aduce ziua de mâine, măcar nu anii care, care vin. Adică Dumnezeu ne-a dat de toate la ora actuală. Am văzut o grămadă care a spus, mă duc, domnule, în străinătate ca să-mi să fac două camere a mele. Să am -a două camere. Și nu două. Dumnezeu ne-a dat să avem patru ale noastre sau șase. Dar nu ne oprim. Oameni care și-au făcut căsoaie, mă uit la ăștia în Anglia, care stau acolo și stau până la bătrânețe, că asta e tragedia. Faci casă în România cu 12-15 camere, cu patru băi și tu stai la coadă la o băiță de aia de 2 pe 2. Așa, stai până la 60 de ani. Pentru ce? Dacă nu te bucuri acum la 30 de ani, 40 de ani, când? La, la 60 de ani? Cum ne înșeală satana. Și apoi după ce dacă termină cu ei, mă apuc la copii, domnule. Și uite așa robotim toată viața asta. Și nu avem timp. Nu avem timp de lucrurile cele mai esențiale. Să duce asta, viața asta, cum spunea un poet, să duce viața cu un vis. Ce am făcut? Spune Scriptura că oamenii ăștia, Biserica Primară, cei din tâi creștini, stăruiau, au descoperit adevăratele priorități. Învățătura apostolilor. Legătură frățească. Asta e foarte importantă. Frângerea pâinii și rugăciuni. Pe când se rugau oamenii aceia, nu? Când Petru era închis în temniță, când se rugau acolo, se cutremura locul. Efectiv, la propriu, se cutremura locul. Pentru că au făcut din lucrurile astea spirituale o prioritate a vieților. Vrem ca Dumnezeu în vremea asta să mântuiască, Dumnezeu să aducă oameni din lume. Dacă să se întâmple asta, trebuie ca să facem aceste lucruri spirituale o prioritate a vieții. Ne rugăm de multe ori și mai amintim așa în rugăciune, Doamne, fă o trezire cum ai făcut în Samaria. Dumnezeu poate să facă. Că Dumnezeu nu s-a schimbat. El are aceeași putere. El rămâne același. Să spunem cu toții, binecuvântat să fie Domnul. Dar cum a avut loc trezirea din Samaria? A trebuit ca să meargă acolo Domnul Isus Hristos, să-și facă timp să vorbească cu acea femeie păcătoasă, nu? Femeia aceea ușoară, să o confrunte cu realitatea vieții ei, să-i spună adevărul, apoi să vină oamenii aceia din cetate să vorbească cu ei. Între timp spune Scriptura că ucenicii s-au dus ca să aducă de mâncare. Și eu au spus când au venit ei învățătorile, hai să stai la masă cu noi, hai să mănânci. Și au spus el, nu, eu am de mâncat o altă mâncare. Mâncarea mea este ca să fac voia celui ce m-a trimis a tatălui meu, adică asta e prioritate pentru mine. La ora actuală e greu să luăm o zi de post, ne greu ca să, să facem ceva pentru cei nemântuiți, pentru cei din Oltene, de exemplu. Să ne implicăm, să mergem acolo, să le, să le vorbim despre Domnul Isus Hristos. Ce putem face noi? Avem alte priorități. Căutăm alte lucruri. Și oamenii în timpul ăsta mor în păcat în fiecare zi. Pentru că, din păcate, biserica nu prea-și face treaba. Mi-aș dori din toată inima să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne stabilim bine prioritățile și să căutăm în vremea asta adevăratele priorități, ca și biserica primară. Să mai lăsăm noi lucruri, lumea asta cu lucrurile ei, pentru că n-am adus nimic când am venit în lumea asta și nimic nu luăm cu noi. Toate rămân aici numai ceea ce am făcut pentru Dumnezeu și împărăția Lui. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Amin? Un alt gând pe care l-am văzut în textul acesta și care constituie adevărata pocăința celor din tâi creștini, este relatată în versetul 43 și anume frica de Domnul. Spune aici Scriptura, fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Și iar îmi place cuvântul ăsta fiecare. Dacă în versetul 46 pe care l-am citit, spune acolo că toți erau nelepsiți de la biserică, de la templu, toți, aici cuvântul pe care îl folosește Scriptura, fiecare, nu numai cei din comitet, numai cei din conducere, fiecare era plin de frică. Sau dacă vreți, toți creștinii din vremea aceea erau plini de frica lui Dumnezeu. Cum este azi? Cum este astăzi? Trângem după semne și minuni. Și ne întrebăm de ce nu mai sunt minuni ca atunci, pentru că treceau apostolii numai umbra lor peste bolnavi și ăștia săreau în picioare. Dar vedeți care este secretul? Cum au loc semnile și minunile? Când biserica este plină de frica lui Dumnezeu. Când biserica este plină de frica lui Dumnezeu. La ora actuală, curvie. Preacurvie, divorțuri, unde e frica de Domnul? Azi m-a sunat un frate de prin Germane, disperat la telefon, m-a sunat o jumătate de oră, plângea, l-a lăsat de cu șapte copii, plecat cu altul. De ce? Pentru că nu este frică de Dumnezeu, simplu. De ce se rup bisericile azi? Nu mai încăpem? Că la un loc. Auzi, într-o singură zi, s au întors 3.000. Voi vă dați seama, voi nu sunteți 3.000. Nu încăpeți aici 3.000. Câteva sute, probabil. 3.000. Și numai 3.000. Că în fiecare zi, se mântuiau oameni. Dar știți cum erau? La un loc. Că atunci când e frică de Dumnezeu, pot sta la un loc. În cap toți. Atâtea Rupere, atâtea dezbinări, atâtea frământări, atâtea înfățișări, atâtea vorbe și acuze. De ce? Simplu. Pentru că nu mai este frică de Dumnezeu. Pocăința adevărată asta înseamnă frica de Domnul. Pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii, spune Evanghelia. Uitați-vă la Iosif. Iosif a ajuns să fie înălțat, a ajuns un om mare. Și dacă vreți, facem așa o paralelă ca să putem să fim înălțați și noi într-o bună zi la ceruri. Trebuie ca să trăim cu frică de Dumnezeu. Iosif a făcut-o. Ar fi putut oarecum atunci când a ajuns rob în Egipt să spună, Doamne, dar tu unde ai fost când m-au vândut frații mei? De ce n-ai făcut ceva ca să mă aperi? Adică, cum mă trăiesc și eu aici, mă descurc cum să meargă mie bine. Dar când a ajuns uh, mai mare acolo peste casa lui Potifar, chiar dacă a ajuns în funcția asta, el și atunci și acolo a trăit cu frică de. de Dumnezeu. Femeia aceea ușoară a pus ochii pe el, l-a văzut tânăr, frumos, trăită bine, având de toate. Era plină de pofte. Și a propus și a spus: culgă de cu mine. Și a spus: Iosif, nu pot. Și spun două motive. În primul rând, nu pot pentru că eu, eu mă tem de Dumnezeu. Dumnezeul meu nu e ca Dumnezeul vostru al egiptenilor. Niște idoli, niște chipuri făcute de mâini omenești care au ochi și nu văd, urechi și nu aud, gură și nu vorbesc. Dumnezeul meu are ochi și vede. Are urechi și aude. Are gură și vorbește. E un Dumnezeu mare. Și eu aici, în, în mijlocul păcatului, aici în Egipt, eu de aici vreau ca să-l slăvesc pe el. Vreau ca să-i cinstesc numele. Nu pot ca să fac așa ceva, să păcătuiesc. Mă tem de Dumnezeu. Și apoi n-ar fi drept în al doilea rând față de bărbatul tău, care m-a pus aici, peste casa lui mai mare. Cum să-l trădez eu? M-aș fi așteptat ca acea femeie să înțeleagă, dar n înțeles. Pentru că l-a urmărit din nou și într-o bună zi, când era în casă, l-a prins, a pus mâna pe el. Zdravă, n așa l-a prins, că uh, l-a apucat bine. Și a spus, acum fă lucrul ăsta. Și Iosif a preferat ca să lase haina aceea care a fost folosită ca probă împotriva lui. Că dacă n-avea haină, era mai greu, verbală. Dar i-a spus soțul ei, vezi, uite, ăsta pe care l-ai adus, uite, -o, s o dă la mine, asta e haina lui, uite, dovadă aici. Dar au împlinit ceea ce spunea Pavel lui Timotei, fugi de poftele tinerețe. Chiar dacă trebuie ca să fii acuzat pe nedrept, chiar dacă poate că ești acuzat în fața lumii, important este să fii curat în fața cui? A lui Dumnezeu. Că dacă e așa, Dumnezeu va face dreptate. Amin? Dumnezeu face dreptate. Eu vă spun în seara asta, celor care trăiesc cu frică de Dumnezeu, mai degrabă sau mai târziu, Dumnezeu le face dreptate, că e drept. Și chiar dacă o trebuie să plătească prețul, să ajungă în temniță și să stea acolo printre răufăcători, să stea cu lanțuri acolo printre șobolani, flămând, în condiții improprii, a venit ziua în care Dumnezeu l-a ridicat de acolo, l-a înălțat și Iosif a ajuns, a ajuns mare. e dat înțelepciune, a spus și a visat faraon, a tălmăcit visurile acelea și a zis lui, faraon, alege un om capabil care în anii ăștia de belșug să strângă provizii ca să ajungă în anii de foame de ce vor veni. Și a zis faraon, zice, unde am putea noi să găsim un alt om plin de Duhul Domnului. Dacă nu ești, că e în fața noastră. Și într-un final, omul acesta o a ajuns mare. O veni și frații lui, putea să le plătească poliță, să le tai chitanță. Nu că mai sunt unii care spun, abia aștept Domne să ajungă la mâna mea să, să, le fac eu lor, cum merită. Nu, Iosif n-a făcut așa. Știți de ce? Pentru că s-a temut de Dumnezeu. O zis, nu, vă, nu vă faceți nicio problemă pentru că eu în toate lucrurile astea, în tot ce s-a întâmplat, am văzut că a fost un singur lucru, voia și planul lui Dumnezeu. Dumnezeu știu ce o să vină ca să ne salveze familia de la foamete, m-a dus pe mine, o trebuie să trec eu prin toate, nu vă temeți, stați pașnici liniștiți, bucurați-vă. Ei s-au temut când a murit tatăl lor Iacov. Vă spus asta, nu ne au făcut nimic ca cu o dar acum că tatăl nu mai este să răzbună. Nu, Iosif a fost pocăit până la moarte. Pentru că toată viața lui, ceea ce l-a caracterizat, a fost frica Domnului, frica de Dumnezeu. Doamne, te rugăm în această vreme tulbure pe care o traversăm. Ajută-ne și pe noi să trăim o viață plină de frică de tine. Amin? Frica de Domnul nu se vede la adunare. Frica de Dumnezeu se vede la serviciu, se vede atunci când apar conflicte, frica de Dumnezeu se vede pe stradă, cum te comporți, cum te îmbraci, cum vorbești, cum trăiești. Frica de Domnul se vede în mijlocul societății acestea stricate, care se degradează în fiecare zi, care merge din rău în mai rău. Noi să arătăm în fața Domnului, în primul rând, că avem frică de Dumnezeu, pentru că asta înseamnă adevărata pocăință. Dumnezeu să ne ajute! Și Dumnezeu pe toți care suntem aici să ne binecuvinteze. Chiar dacă va trebui ca să plătim, poate, prețul pe nedrept, să nu vă îngrijorați. Important este să fim fără vină în fața lui Dumnezeu. Amintiți-vă când Ahab și cu Izabela au căutat, au complotat să ia via lui Nabot, un om nevinovat. L-au acuzat de niște lucruri foarte grave. Și oamenii aceia din nimic au zis, noi l-am auzit ca blestemat pe împărat, l-a blestemat pe Dumnezeu și potrivit legii lui Moise să fie scos afară, să fie ucis cu pietre. Vă imaginați că în ziua aceea în Nabot a strigat, când a fost scos afară din cetate să fie ucis cu pietre, o spus cu siguranță, sunt nevinovat, eu mă tem de Dumnezeu. Eu nu l-am blestemat pe Dumnezeu, eu iubesc pe Dumnezeu, îl cinstesc, eu n-am treabă cu împăratul, dar a fost redus sub ploaia de petre la tăcere. I-a făcut Dumnezeu dreptate? Da. Când a plecat uh, Ahab ca să ia via aceea să se bucure, l-a trimis Dumnezeu pe Elie Tijbitu. Și a spus, așa vorbește Dumnezeu, în locul unde câinii au lin sângele lui Nabot, a acestui nevinovat. Într-o bună zi câinii vor linge și sângele tău. Pentru că Dumnezeu, mai degrabă sau mai târziu, scoate totul la lumină. Că El este adevărata lumină. Să spunem din toată inima, lăudat să fie Dumnezeu. Biserica primară, în fiecare zi, trăia cu frica lui Dumnezeu. Trăia în frică de Domnul. Asta înseamnă adevărata pocăință. Dacă ar fi frică de Dumnezeu, n-ar mai fi o grămadă de conflict în adunări. Totul ar merge bine. Dar mi se pare mie că trăim într-o vreme în care foarte puțini au frică pe Dumnezeu. Să reflectăm la acest cuvânt și mă rog în această seară, Dumnezeu să ne ajute pe toți așa să trăim cu frică de El. Amin? Și apoi, în al patrulea rând, adevărata pocăință mai înseamnă ceva și asta găsim în versetul 47. Biserica primară, cei din întâi creștini, aveau o mărturie bună în fața întregului norod. Îmi place foarte mult versetul acesta, spune aici Scriptura, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți, atenție, înaintea întregului norod. Și în consecință, în concluzie, se întâmpla ceva. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau Vă imaginați că în fiecare zi acolo se mântuiau oameni? Cum ar fi ca în fiecare zi? Nu? Noi ne-am bucurat dacă în fiecare an, odată pe an măcar, s-ar întoarce, nu știu, câteva suflete din lume. Ne bucurăm de copiii noștri pe care îi botezăm. Spunem Domnul să-i binecuvinteze, slăvi să fie Domnul, dar ne-am bucurat ca să botezăm și din lumea asta. E adevărat că spunem noi actualmente că lumea asta e împetrită, dar nu numai atâta. Cred că problema este și la mărturie, fraților. Pentru că oamenii aceștia, cei din tâi creștini în fața lumii de atunci, aveau o mărturie bună. Și prin asta câștigau suflete. În fiecare zi, în fiecare zi, se întorceau oameni la Dumnezeu. În fiecare zi botezau oameni din lumea aceasta. Și biserica creștea, se înmulțea. Dacă vreți, cu ajutorul Duhului Sfânt. Dar în urma unei mărturii bune, pozitive. E important ce mărturii avem. În sat la noi acolo, de fapt lângă satul nostru, satul vecin, Bursuceni, am avut un frate Pantofar, fratele Olaru. O familie numeroasă, a avut vreo 12-13 copii, nu știu cu exactitate, dar așa mi-l amintesc că am fost de câte ori cu mama de mic copil ca să ne repare papucii, pentru că în vremea aceea ajungeai la el. ba să spună talpă, va să ți coase, să ți lipească cu prelandez, să spună fețe și așa mai departe. Era un om care lucra acolo la calapot, era pur și simplu un covoiat, pentru că toată viața asta a făcut, vorbea cu, cu, atâta pasiune, cu atâta dragoste despre Domnul Isus, cum n-am auzit pe nimeni în viața mea. Când mama mergea la el acolo cu pantofii la reparat, când ieșea afară și venea acasă, plângea. Spune mama, niciodată nimeni nu mi-a vorbit de Domnul Isus Hristos cu atâta pasiune ca omul ăsta. Și făceam eforturi ca să nu plâng, și efectiv încurgeau lacrimele. Dar și ce, 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 ce l-a ajutat pe omul ăsta? Viața trăită, o mărturie bună. A fost la mormântarea lui și au fost foarte mulți oameni. Din ambele sate de acolo s-au strâns și știu că în dreapta mea erau un grup de oameni nepocăiți, vreo 30-40 și spuneau așa, zice, astăzi în sat la noi a murit un pocăit. Și așa pocăiți că ăsta mai vrea să avem. Comunitatea noastră a pierdut un om important, un om pocăit. Despre noi ce să spune? Când e multe ori poate că avem comportament nepotrivit, când greșim în fața oamenilor, când ne punem cu ei, când ne certăm, când ne dreptățim, nu știu, sunt atâtea variante și metode. Dar mi-aș dori ca în seara aceasta să înțelegem cât de importantă este mărturia vieții personale în fața lumii acesteia. Dumnezeu să ne binecuvinteze. S-ar putea ca la început să ne acuze oameni. Să ne spună sectanturile, să ne spună rătăcitule, cum vor ei. Dacă ai o mărturie bună, într-o bună zi vor ceda. Cunosc o soră care lucrează într-un birou al evidenței populației și a început să vorbească ea de pocăință de Domnul Isus. Și o colegă așa mai țâfnoasă, mai ortodoxă de asta în răit, a spus, Adrian, dacă nu te oprești, eu îți fac plângere la conducere, că aici nu e biserică. Fiecare cu religia lui, te rog frumos, să te potolești. Și sigur că s-a oprit. Da, la câteva luni de zile s-a îmbolnăvit, îmbolnăvit băiețelul ei singurul care l-avea de leucemie. Și au venit la ea și spus, spus, zice Adriana, uh, am auzit acolo la voi, la biserică, să fac rugăciune. Și am auzit că pe voi, pocăiții, Dumnezeu vă ascultă. Nu vrei ca să te roși pentru băiatul meu? Cum nu mă rog? Uite, eu, eu trimit bilet la fratele păstor și îți promit că în fiecare slujbă, în fiecare seară, când avem rugăciuni, marțiara, joi sau duminica, o să ne rugăm pentru băiețelul tău. Și după câteva luni de zile, Dumnezeu s-a atins de acest băiețel și l-a vindecat de leucemie. Da. Și povestea ora asta zice, domnule, am acum libertate ca să-l vestesc pe Domnul Isus. Și femeia aceasta, zice, are tot respectul pentru mine și nu pentru mine, pentru pocăiți, pentru oamenii care slujesc pe Dumnezeu. E importantă mărturia noastră. Amin? Spunea Hristos, voi sunteți ucenicii mei, voi sunteți lumina lumii și sarea dacă sarea își pierde gustul, pentru ce mai este bună? Decât să fie aruncat, nu mai ții. N-are rost să mai ții, să te împiedici în ea. Suntem chemați în vremea asta să fim sare, să fim lumina Domnului Isus, să luminăm, nu să scoatem fum. Dumnezeu să ne binecuvinteze. O mărturie bună. Amin? Și prin noi, prin mine și prin Dumneata să se întoarcă suflete la Hristos și împărăția Domnului să se mărească, să se lărgească. Amin? Doamne, ajută-ne. Cam asta înseamnă adevărata pucăință din textul ăsta. Cam așa au trecut, au trăit cei din tâi creștini. Acum, fiecare dintre noi ne cercetăm. Pe unde suntem noi? Am ajuns să fim sădiți în casa Domnului? Fiecare dintre ei era nelipsit de la Templu. Am ajuns să facem a, a, o prioritate în viața noastră lucrurile spirituale sau celelalte materiale? Trăim cu frică de Dumnezeu sau nu? Sau ne ascundem? Avem o mărturie bună sau îi nedreptățim pe cei din lume? Fiecare dintre noi vrem să stăm în fața Domnului. M-am gândit că dacă ne-ar primi pe unii Dumnezeu cu pocăința care se trăiește în vremea asta, ar fi nedrept. Gândiți-vă cum au trăit oamenii atunci. Gândiți-vă oamenii care au stat în temniță, în pușcările comuniste, ani de zile, poate mai mult de ani de zile. Povestea o soră de la noi, nu vrut să facă semnul crucii pe timpul lui Ceaușescu și au spus, dacă nu faci semnul crucii, te trimitem la muncă silnică în Rusia. Cât era să facă semnul crucii? Nu vrut să facă. Și au plecat câțiva ani de zile și a lăsat -o acasă copiii și au plecat la muncă silnică. Oameni care au suferit, noi avem de toate. Avem mâncare, avem confort, biserici cu toate condițiile la ora actuală, cu scaunii tapizate, cu căldură, cu climă, cu totul. Unde-i pocăința? Cântăm de pocăință, predicăm de pocăință, dar nu-i destul. Suntem chemați ca să o trăim. O să fie o grămadă care o să vrea să se pocăiască în iad. Știți că bogatul a vrut să se pocăiască în iad? Nemilostiv din Luca 16. O înțeles că pocăința e bună, dar era prea târziu. Măcar nu a fost egoist. Când a văzut că pentru el nu se mai poate face nimic, o zis, lasă-l pe Lazar să se ducă în casa tatălui meu, că am cinci frați acolo care trăiesc, calcă pe urmele mele. Trăiesc viața ca și mine, în păcat. Să le adeverească că iadul este o realitate. Să se pocăiască, să nu ajungă partener de iad cu mine. Și-o zis Avram, nu se poate au acolo pe Moise și pe proroci. Dacă nu se pocăiesc așa, nu se vor pocăi nici dacă ar învia cineva din morți. Binecuvântată e viața împreună cu Isus, Când îți luminează fața pacea Domnului Isus. Pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer. Unde dragostea e de plină și unde lacrimile pier, spunea poetul unei cântări. Vă invit acum să vă ridicați în picioare. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți care suntem aici să ne pocăim conform Scripturii. Poate până în seara asta am crezut că pocăință înseamnă, uh, într-un fel anume sau un alt fel, am avut fiecare dintre noi încredințările noastre personale, dar astea primează în fața Cuvântului Sfânt. Avem acest model al Scripturii, Biserica Primară, cei din tâi creștini, o biserică de referință pentru fiecare dintre noi. Pocăința pe care au trăit o trăit-o ei să ne ajute Dumnezeu să o trăim și noi. Pentru că la final de viață de alergare să putem să ajungem lângă ei în împărăția lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă de jur împrejur, fiți atenți, are un mesaj clar, Maranata, Domnul nostru, vine, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Haideți, fraților, să ne pocăim. Amin? Ne rugăm și Dumnezeu să ne ajute. Amin.